Locuitorii satului Saharna 9 din raionul Rezina vor apă. Analizele de laborator din cele 35 de fântâni din localitate arată că nivelul poluanților din apă depășește de câteva ori norma admisă. Acum 2 ani, administrația publică locală a înaintat un proiect de aprovizionare a satului cu apă de calitate. Conform contractului, oamenii ar fi trebuit deja să fie conectați la apeduct. Lucrările de construcție însă nici în septembrie 2016 nu erau finisate. Deja de ani buni, Centrul de Sănătate Publică bate alarma că apa din fântânile și izvoarele Moldovei nu corespunde normelor sanitare. Calitatea apei nu prea bună. Avem doar o singură fântână, așa cum spunem noi aici la Moș Nazar, de unde e o instituție publică, acolo calitatea apei mai bună. Restul, cei mai mari depășiri a normelor de poluanță, așa să zicem, e chiar în fântâna mea acasă. Pentru a rezolva problema, Primăria Comunei Saharna Nouă a înaintat la Fondul Național Ecologic un proiect de aprovizionare cu apă potabilă. Unitarcom, o companie din Chișinău, a câștigat în raionul Rezina mai multe obiecte și nu-și face treaba. El nu are nici specialiști, nici tehnica de rigoare, de obicei vine în teritoriu, caută sub antreprenori care lucrează de mântuială. Lucrările se răgânează cu ani, banii sunt pulverizați aiurea și nu-i efectul scontat cel așteptat de locuitori, de consumatori. Potrivit Mariei Macri, primara comunei, în urma licitației publice, grupul de lucru a dat prioritate firmei societății pe acțiune Litarcom pentru construcția peductului. Conform contractului încheiat de primăria Saharna Nouă cu SRL Litarcom, la 7 iulie 2014 firma s-a angajat să construiască obiectul în 2 ani. Faptul că firma respectivă, ori SRL-ul respectiv avea o reputație rea în Rezina, eu nu cunoșteam. La momentul când s-a desfășurat licitația, nu cunoșteam, nici nu cunoșteam și obiecte mai are. La Saharna ni s-a spus că Litarcom nu și-a respectat angajamentele stipulate în contract. Deși termenul de execuție a fost depășit, construcția peductului nici astăzi nu e dusă la capăt. Oamenii din sat sunt disperați și consideră că lucrările sunt tergiversate intenționat. Cunoașteți că de 2 ani se construiește peductul? Da, încet grab, cred, n-ar fi. De ce credeți așa? Așa-i primărie. Cum? Conducerea aici. Dar v-ați interesat, v-ați dus la primărie să întrebați? Nu, întrebăm, dar și cum întrebăm, că așa și rămânem. S-au spus că e foarte greu merge lucrul, foarte greu, deja 2 ani. Și, într-adevăr, nu stic în asin. Toată vremea primarul spune că nu sunt bani în buget și finanțările s-au oprit. De cu totul altă părere este conducerea satului. Administrația publică locală din Saharna Nouă susține că lucrările ar fi fost tergiversate pentru că din start proiectantul nu a inclus în devizul de cheltuieli forarea fântânii. Asta a generat întârzieri și costuri suplimentare. Primarul a mai precizat că de pe urma extinderii termenului de execuție vor avea de suferit și locuitorii. Între timp, costurile pentru conectarea la apeduct practic s-au dublat. La noi, când ne-au făcut proiectantul documentele, nu știu, deși s-au scăpat forarea fântânii artiziene. Conform site-ului Curții de Apel Chișinău, firma Litarcom a fost vizată în mai multe dosare civile. În majoritatea cazurilor, firma a fost obligată de CSJ să respecte hotărârile instanțelor de fond, unde Litarcom trebuia să achite despăgubiri pentru restanțe și datorii autorităților contractante. În cadrul campaniei finanțate de europeni, banii publici sunt și banii mei, organizată de către Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, jurnaliștii împreună cu câteva ONG-uri din raioanele țării au verificat și monitorizat cum sunt gestionați banii publici prin intermediul achizițiilor publice. În primul rând, fiecare contract de achiziții publice prevede sancțiuni pentru autoritatea agentului economic care nu își prestează serviciile sau lucrările la timp și calitativ. Însă, din experiența noastră de analizare a dosarelor, noi nu am întâlnit un caz, măcar din cele care nu au fost realizate, să fie sancționat agentul economic. Niciodată. În cadrul proiectului Banii Publici sunt și banii mei, ONG-urile din teritoriu au identificat numeroase ilegalități în procedurile de achiziții, ineficiența utilizării banilor publici prin sistemul de achiziții publice.
Au fost înregistrate și cazuri de implicare în aceste nereguli și a unor demnitari cu funcții de răspundere în scheme frauduloase de achiziții. Acest fapt a fost menționat și în raportul de monitorizare a achizițiilor publice, perfectat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă.